Slăvit să fie Domnul! Eu am ajuns aici pentru că, sigur, Dumnezeu a vrut să fiu aici, exact cum a vorbit Duhul Sfânt, dar în urmă cu ceva timp m-am întâlnit cu fratele Suciu într-un mod întâmplător, ca și cuvânt, că nu mă gândeam că în seara aia ne întâlnim acolo. El avea treabă în orașul nostru și într-o joi seara a venit la biserică și după ce s-a terminat, vă dați seama că mă putea chema în Baia Mare, în alte localități unde slujește, dar mi-a spus, n-ai vrea să vii la Ciuta? Și am zis, nu știu când o să vin, că sunt foarte ocupat. M-a sunat după câteva zile și am proiectat cumva seara asta, că dacă Dumnezeu va vrea și mă va ajuta, voi ajunge seara asta aici. Asigur, i-am spus aici la intrare, când ne-am întâlnit, că după aceea a apărut foarte multe noutăți în programul meu și chiar azi am avut o conferință la Bistrița cu toți slujitorii de pe județ și am fost foarte tulburat și ispitit, cred că cuvântul ăsta e cel mai bun, să-l sun și să-mi cer iertare, știind că nu fac gesturi de genul ăsta să zic cumva că nu merg și să... că merg și să nu merg. Și gândeam foarte clar că mă va înțelege, dar nu am putut să pun una pe telefon, nu am avut curaj să sun și am zis, o-i vedea, o-i suna în altă zi și tot așa au trecut zilele. Și azi când am fost la Bistă și am văzut că deja este 1:30, 2 fără un sfert și n-am plecat încă și erau câțiva frați care trăgeau de mine și spunea, bă, n-ar putea frații acolo, ce e acolo? Pe o seară prelungită, lasă-vă că se adună frații acolo și se roagă, nu trebuie să te duci tu, hai cu noi, hai că facem asta, hai că facem aia, hai că o să fie bine, era și fratele Tipei, fostul președinte, și totul dădea cumva grozav de bine. Dar datoria pe care o ai în fața lui Dumnezeu este să asculți de vocea Duhului Sfânt, indiferent cine e în preajma ta, m-am luptat cu mine, am ajuns acasă și nevastă mi-a spune, ce faci? Merg înainte, deși e atât de frumos și așa sta acasă acum, și așa mă simt de obosit, dar a spus ea, trebuie să te lupți cu confortul și să te duci. Pentru că astăzi am citit un articol și mi-a spus că, uite, persoana aia și aia s-a luptat cu confortul și a ajuns foarte departe și Dumnezeu a făcut mari minuni în viețile lor. Și Dumnezeu a vorbit prin ea. Nu i-am spus nimic, am plecat, am ajuns într-un punct pe drum în care mi s-a ars telefonul. Pentru prima dată mi se întâmplă asta, să iasă fum din el în mașină, să... electrocutat cablul de încărcat acolo, ciudat, nu am știut ce să zic și n-am mai știut cum să ajung la Ciuta. N-am mai știut pe unde, nu mai puteam să vorbesc cu fratele Suciu, am avut pe telefon și GPS-ul care mă ducea exact aici, care îmi spunea pe unde să iau, eram deodată dezorientat. M-am oprit în prim oraș, orașul cum îi zice, acum îmi scapă numele, Jibou, următorul, ce e cu Silvanii, da? Și era un domn acolo într-un peco care nu prea știa românește, când am pe zona aia. Și spun, vreau să mă duc la Ciuta și vreau să-i dau la mie, parcă i-am spus de New York, cred că mai bine știa. Și nu știa de Ciuta, păi toți am vorbit și am zis, știți unde e sau nu știți, că mă întreb pe altul. Și el zice, am auzit de aia, nu știu unde să vă trimit, că sunt 3-4 variante, nu vreau să vă încurc. Și eu spuneam, trimiți-mă pe care e mai bună drumul. Și am zis, iau pe Baia Mare, dar nu mi-a spus clate. Și apoi, până la urmă, mi-a zis, este o localitate, mi-a zis numele, acum nu mai rețin, atunci am ținut minte, și de acolo, cumva, zice, o luați în stânga spre aia și, uite, așa am venit și am nimerit exact aici. Fără telefon acum, dar am primit un alt telefon în seara asta, știu și voi, este Duhul Sfânt al Dumnezeu, care mi-a vorbit, nu ne poate vorbi nimeni, care a descoperit ce nu poate descoperi nimeni, care ne-a zidit, ne-a încurajat, ne-a mângâiat, și pentru toate astea, glorie lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze prin Duhul Sfânt, Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă țină în mâna Lui. Sunteți o biserică frumoasă și cum frate aici, caldă, deschisă, și fratele Suciu mi-a zis atunci, așa cumva m-am simțit nu prea bine, mi-a zis, da, tu n-ai auzit de Ciuta? Și am zis că nu. Lui s-a părut curios, dar cu siguranță că acum îmi dau seama de ce i-a pus întrebarea asta. Dar Dumnezeu să vă țină în harul Lui. Mulțumesc fratele cu o inimă caldă și plin de zâmbet. Așa arată tot Sfinții lui Dumnezeu peste care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Voios, vesel, într-o lume destul de tristă, la cel care ne dă bucurie și pace este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care rodește prin noi. Și roadele astea nu sunt ale noastre, sunt ale Lui, dar trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să rodească prin noi și când trece prin noi bucuria, ne bucurăm și noi. Glorie Domnului! Nu, tot m-am frământat ce să vorbesc, că drept este cântarea aceea care spune, noi ne bucurăm
în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul este prezent în adunare și ne bucurăm prin Duhul Sfânt. Până acum am oprit la un text din Vechiul Testament, cred că este foarte frumos, foarte reprezentativ pentru ce se întâmplă în seara asta, că am văzut că am venit mulți din multe locuri și mă rog ca Dumnezeu să lase o mare biruință. Deja a lăsat o biruință întreagă în seara asta și steagul lui să fie fluturat de orice inimă. Amin. 2 Cronici, capitolul 20, începând cu versetul 1. După aceea fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște manoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hatzatzon Tamar, adică în Gendi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Trăiască Domnul! Amin. Și noi tot pentru asta am venit. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu, Dumnezeule, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel? Și n-ai dat Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zis în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strântorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Aleluia! Acum iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, că s-a abătut de la ei și nu i-ai nimicit. Iată cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahazel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benania, fiul lui Iael, fiul lui Matania, levitul dintre fiul lui Asa. Și Iahazael a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vorbește Domnul: nu vă teme și nu vă înspăimântați dinainte acestei mari mulțimi, că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Ții și veți găsi la capătul văii, în fața pustiului Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, va da Domnul Iuda și Ierusalimului. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului și să se închine înaintea lui. Leviții, Domnul să-i binecuvânteze, dintre fiii căietiților și dintre fiii coreiților, s-au sculat și au lăudat cu glas tare, aleluia, și puternic pe Domnul Dumnezeul Israel. A doua zi au pornit de dimineață spre muntele Tecoa, la plecarea lor Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și toată adunarea să spunem amin. Încredeți-vă în prorocii Lui și spune toată adunarea amin și veți izbuti. Apoi învoi poporul numit, au numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mărghind înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în viață. În clipa când au început cântările și laudele,
Domnul a pus o pândă împotriva fiului Amon și împotriva fiului Moab, împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva Iuda și au fost bătuți, trăiască Domnul. Fiul lui Amon și fiul lui Moab s-au aruncat asupra locuitorului din muntele Seir, ca să-i nimicească cu desăvârșire, să-i prăpădească, și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea a numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și tot Ierusalimul, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli, aleluia, și s-au întors la Ierusalim. Căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvându-i de vrăjmașii lor. A intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de alute și harfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașului Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Domnul i-a dat pace de jur împrejur și toată adunarea să spunem amin. Vă invit să vă reașezați. Nu știu cum să vă spun, chiar dacă n-aș mai predica nimic, după cele 30 de versete, ar trebui să plecăm toți veseli acasă. Amin, amin. Ar trebui să plecăm toți bucuroși acasă. Aleluia. Și ar trebui zilele următoare să se afle că Dumnezeu a dat aici o mare biruință. Că Domnul aici a dat o mare victorie. Ar trebui așa să avem puterea lui Dumnezeu peste noi și așa să ducem pe Dumnezeu biruitor în inimile noastre, încât groaza Domnului să prindă toate cetățile din prejur și să se știe. Deci aici există un popor al lui Dumnezeu, deci aici există un Dumnezeu care este Fiul, care lucrează cu putere și Dumnezeul nostru ne face mai mult decât biruitor și să spunem toată adunarea glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Aș vrea să vă las câteva gânduri din inima mea, din partea lui Dumnezeu pentru voi care sunteți aici în seara. Aș vrea să vă spun în primul rând că de fiecare dată când am citit acest text din Scriptură și când am văzut acest om al lui Dumnezeu Iosafat și când am văzut că a venit deodată amenințarea, el trăia într-o vreme de mare succes, o să vă citesc mai târziu treaba asta, de mare prosperitate. Toate lucrurile au mers grozav, cum n-a mai mers în toată generația. Și atunci când lucrurile se merg în viață bine, niciun dintre noi nu ne așteptăm deodată să se întâmple ceva. Dar tu care ești aici în seara asta, în frunte cu mine care predic, mărturisesc în fața lui Dumnezeu. Că de multe ori când am văzut vremurile astea bune, lapte și miere din viața mea, am văzut deodată cum amenințările au venit ca și norii înnegurați în dreptul meu și a casei mele și a copiilor mei și a lucrării mele. Deodată, în câteva minute, totul s-a înnourat și totul s-a întors invers. Momentele astea nu ne le dorim. Momentele astea nu le căutăm. Momentele astea, în schimb, vin. Și momentele astea trebuie să le găsească pe fiecare dintre noi pregătiți. Și trebuie să ne ajute Dumnezeu atunci când ele vin, căci au venit, vin și vor veni. Că atunci când momentele astea surprinzătoare, grele, vin peste casa ta, printr-o suferință, printr-o ispită, printr-o capcană, printr-o amenințare a diavolului și a cohortelor, cum vorbea Duhul Sfânt de demon, ar vin împotriva mea și a ta și a casei tale și a tinereții tale și a vieții tale, că nimeni nu-i scutit de război, ci toți suntem într-un război agresiv, nu unii cu alții, și împotriva diavolului și a demonilor și a puterilor întunericului. Dar cel care se iasă de-a biruința este Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Momentul care m-a marcat era atunci când omul lui Dumnezeu Iosafat, care se repet într-un moment extraordinar de succes, reacționează într-un mod care, dacă nu ești atent la citire, s-ar putea să spui
că nu e bine, că nu e corect ce a făcut. Că iată ce spune, în spaima sa Iosafat. Există o frică care vine de la diavol. Și frica asta nu e bună. Și când frica asta vine peste noi, ea este rezultatul îndoielilor și a necredinței din viața noastră. Și atunci devenim vulnerabili și creăm acest diavol să ne doboare. Dar există o frică care în faza ei incipientă este bună. Și această frică ne arată că noi suntem slabi și că noi nu avem soluții când vin mari oștiri sau mici oștiri împotriva noastră. Și frica asta și slăbiciunea asta noastră, care ne arată că suntem oameni, indiferent câți ani avem de pocăință, indiferent câți ani ai și câte experiență ai cu Dumnezeu, tu trebuie să simți atunci când te atacă diavolul că tu ești slab. Și că în slăbiciunea asta, și slăbiciunea asta te ajută în momentul următor și în pasul următor, te determină să cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat. Și de aceea niciodată să nu faceți greșeala, să vă ignorați adversarii și atacurile diavolului pe care el le găduie să vină peste voi și peste viețile voastre. Nu-ți ignora adversarii. Una din greșelile pe care noi, copiii lui Dumnezeu, le facem este că în fața atacurilor diavolului, de multe ori noi suntem și le tratăm superficial. Lasă că noi mare. Așa e, papa, mă. Asta e. Și el te atacă azi, te atacă mâine, în doze mici. Niciodată nu va veni deodată să intre cu armata peste tine. Prima dată îți dă o veste, mă apropii, lasă vii. Tu știi câți ani am eu de pocăință? Tu știi cine sunt eu? Eu sunt Gabiță Grean. Tu știi cine sunt eu? Tu știi de când cânt eu în biserică? Tu știi câte milostenii am făcut eu? Tu știi câte zile de post am făcut eu? Mai nou au persoane care peste tot râmbitează câte zile postez. Nu cred că e drept. Nu cred că postul este o unealtă pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să facem reclamă cât de spirituale și cât de spirituali suntem. Când postești, fă să nu se vadă, să nu se știe. Fii strălucitor, dacă cineva tot îți spune și vrea să te bată la cap, îi spune, tu știi de ce nu mănânc azi. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar niciodată să nu faceți din uneltele spirituale un act de mândrie. Și întotdeauna când postești, postește cât poți în ascuns, fă milostenii în ascuns, roagă-te în ascuns și Dumnezeu care vede în ascuns. Dumnezeu te va răsplăti, aleluia! Dumnezeu te va răsplăti, aleluia! Chiar prin faptul că ne lăudăm cu anumite unelte și arme spirituale, creează pentru diavolul un spațiu să te doboare. Pentru că mândria spate la ușă. Pentru că mândria stă târcoale. De aceea nu e vreme de super sfinți, de super neprihăniți. E vremea de oameni care se înțeleagă că noi despărțiți de Dumnezeu nu suntem nimic și nu putem să facem nimic. Și în slăbiciunea noastră și în atacurile diavolului și orice veste vine spre noi, noi trebuie să o băgăm în seamă și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. O, glorie lui Dumnezeu! Îți spun din partea Duhului Sfânt în seara asta. De atâtea ori te-a vorbit Dumnezeu și ți-a spus, vezi că ești atacată, vezi că nu ești bine, vezi că nu ești în regulă. Și tu te-ai mai dus încă la nu știu câți proroci, ai mai stat de câte vreme ca să vezi dacă e adevărat, dacă chiar se va întâmpla, dacă chiar ești vulnerabil, dacă chiar ai o problemă. Păi tu care m-auzi vorbind în această seară, tu știi care e punctul tău slab, da? Și tot acolo te atacă diavolul. Și tot acolo vine de multe ori cu haita lui, cu capcanele lui, cu luptele lui, cu ispitirile lui. Și tu tot timpul acoperi, tu tot timpul ignori zona aia. Și tu tot timpul spui masca și tot timpul vorbești de zona aia ca și cum tu n-ai avea niciodată treabă cu ea. Pentru că îți aperi imaginea. Pentru că nu vrei nimeni să vadă că ești vulnerabil și că ești slab. Aș vrea să spun, nu e o rușine să spună Duhul Sfânt, ai probleme. Nu este o rușine să spună Duhul Sfânt, e slab. Pentru că atunci când Domnul îți descoperă slăbiciunea, tu ai ocazie grozavă să te întorci cu fața pe Dumnezeu, să cauți pe Dumnezeu cu post și rugăciune și să zici, Doamne, ești mare! Doamne, ești tare! Doamne, ești puternic și ești bine! Știți cum suntem noi? Am vrea Dumnezeu să ne spună cât de grozav suntem. Am vrea să ne spună Dumnezeu cât de spiritual suntem. Am vrea să le spună Dumnezeu cât de mari lucruri am făcut, că Dumnezeu să audă toată adunarea, cât de mari și sus am ajuns noi.
Dar să știți, nu asta este ideea. Nu de aceea vine Duhul Sfânt să ne ridice înțelepți. Pentru că noi înșine știți când ne luptăm cu succesul. Duhul Sfânt întotdeauna ne aduce la smerenie și ne învață întotdeauna că cel care merită slava, cinstea și onoare este Dumnezeu. Și întotdeauna prin descoperirea unei slăbiciuni, tu și cu mine trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. Tu și cu mine trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. El îți vorbește Dumnezeu ceva despre unele lupte care le ai în viața ta, despre unele atracții care îți vin peste tine. Niciodată să nu fiți supărat. Așa cum e cântarea aia care spunea autorul, de ce nu mă mai mustri cum mă îndreptai cândva? Pentru că mustrarea e calea vieții. Și oamenii pe care îi mustră Dumnezeu, îi iubește Dumnezeu. Oamenii care sunt avertizați de Dumnezeu că vor fi atacați, îi iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-i protejeze. Și Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze. Și Dumnezeu vrea să le dea biruință. Și Dumnezeu vrea să le dea binecuvântare. Binecuvântare! Și de ce de multe ori am căzut în diferite ispite și păcate? Pentru că de fiecare dată Dumnezeu ne-a avertizat și ne-a spus, măi, mare baie. Ați tratat și am tratat superficial cuvântul lui Dumnezeu. Pe care Dumnezeu ne-l-a adresat nou. Alte ori am spus, i-a vorbit locutare, odată vă deschideți ochii, vă spui, eu vorbi Dumnezeu. Ar trebui să-i țineți închiși pe ton acolo. Amin. Și să vă rugați Dumnezeu să aibă milă de persoană. Amin. Pentru că de ce deschidem noi? Ca să vedem cine și cum. Nu este ideea asta. Pentru că fiecare care suntem aici în adunare, avem zonele noastre slabe sau le-am avut. Amin. Și ne vom lupta cu ele toată viața. Cel care ne poate ține în picioare este Dumnezeu. Este Duhul Sfânt care ne vorbește în această seară. Îl iubesc pe Iosafat, că și-a asumat această problemă a atacului. Și s-a văzut slab și era împărat. Noi nu mai putem de cât de tari suntem. Noi nu mai putem de cât de mari predicatori suntem. Nu există așa ceva. Atunci când Duhul Sfânt mi-a vorbit mie în seara asta, eu am știut că Duhul Sfânt îmi vorbește mie. Pentru că de atâtea ori eu mă bat slab. Așa cum Duhul Sfânt a vorbit în seara asta. Tu ai rostit cuvinte de putere pentru alții. Da, am făcut de nu știu de câte mii și zeci de sute de ori treaba asta. Dar de atâtea ori m-am trăit un slab și un prăbușit acolo și am strigat, Doamne, ridică-mă pe mine acum. De aceea este bine să vă rugați pentru slujitorul lui Dumnezeu. Să vă rugați pentru prorocii lui Dumnezeu. Pentru atunci când îi vedeți că lucrează Dumnezeu prin ei, vă uitați la ei ca niște supermen, ca niște supereroi. Că spune ăștia, da, oameni. Dar să știți că luptele pe care le dăm sunt grele și avem nevoie de sprijinul vostru, avem nevoie de postul vostru, avem nevoie de încurajarea voastră, avem nevoie să ne vorbească Duhul Sfânt, avem nevoie să ne atingă Dumnezeu, avem nevoie să ne arate Dumnezeu în adunări, că suntem slabi! Că suntem slabi! Că suntem de multe ori fără putere! Că nu știm ce să facem! Și atunci ne îndreptăm ochii spre El. Pentru că singurul care ne poate da izbăvirea este Domnul. Este Domnul. Aleluia. De ce caz în punctul ăla de atâtea ori încât a devenit o dependență? Pentru că de atât a vorbit Dumnezeu. Oprește-te. Recunoaște-ți că ăsta e păcatul și adversarul tău. Nu te mai ascunde. Nu spune atunci când ești slab că ești tare. Nu spune că atunci când ești păcătos ești sfânt. Nu da slavă lui Dumnezeu atunci când trebuie să te prăbușești să spui, Doamne, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Nu spune aleluia când tu ești prăbușit, ci roagă-te lui Dumnezeu să te vindece și roagă-te lui Dumnezeu să te libereze, ca să poți să spui un aleluia din inimă și nu de pe buze, ca să poți spui slavă lui Dumnezeu nu de pe buze, ci din inimă. Nu pentru ca frații să nu se prindă că tu spui amin și aleluia că ai probleme, ci să stai stropit în genunchi și stropit în genunchi până ce noi ne uităm și poate te judecăm de multe ori ca și omul lui Dumnezeu. Pentru ce stai și piatră? Și noi să nu știm ce se întâmplă și tu să fii conectată și conectat la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu-i loc de teatru în biserici, este loc de prezență Duhului Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este o biserică pe care Duhul Sfânt o protejează, în care Duhul Sfânt vorbește, în care Duhul Sfânt descoperă. Toată adunarea să spunem amin. Amin. Glorie Domnului. Amin. Mulți sceptici spun, de ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Uite de-aia, ca să ne spună că dușmanul e foarte aproape, este aproape, chiar foarte aproape de noi, ca Duhul
Duhul Sfânt să ne descopere. De aceea spunea Iosafat, aveți încredere în Dumnezeu și în prorocii lui. De ce? Dumnezeu vorbește prin prorocii Săi. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu vine să lucreze cu putere. Din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Dacă ești atacat de mântrie, recunoaște-mi. Dacă ești atacat de lăcomie, recunoaște-mi seara asta. Dacă sunt atacuri imorale, recunoaște-mi seara asta. Oricine ești, dacă ești prins într-un laș, într-o legătură, așa cum spunea Duhul Sfânt, este un război aici în seara asta, pentru că cel care vrea să câștige biruința în toate inimile, nu în câteva, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Poate a adus Duhul Sfânt aici în seara asta. El spune, o mare mulțime vine împotriva ta să te dobare. Pentru că Domnul îți vorbește în seara asta. Tu ce vrei să faci? Iosafat și tot poporul a căutat fața lui Dumnezeu. Domnul să lasă un duc de pocăință pe ta. Domnul să lasă un duc de pocăință pe inima ta. Să știți, e foarte frumos aici în seara asta. E foarte grozat. E amin, aleluia, e cântare, e Duhul Sfânt. Dar vreau să spun că dacă tu nu te hotărăști după seara asta să-L cauți pe Dumnezeu, seara asta nu-ți folosește la nimic. I-a fost frumos, a fost grozav, este nevoie să iei o decizie în seara asta. Amen. Te hotărăști să cauți pe Domn? Amen. Te hotărăști cu poți rugăciune să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta? Pentru ca Dumnezeu să poată transforma valea plângerii și valea umbrei morții în valea perată. Binecuvântare, aleluia, aleluia. Dacă ai venit aici apăsat, pleci de aici cu binecuvântare. Dacă ai venit aici prins în lanțul, pleci aici liber. Pleci de aici veselă, veselă! Dacă ai venit cu inima ta, tulburată ai și casa ta e praf. Și ești atacată din toate părțile și în familia ta nu-i liniște, nu-i bucurie, nu-i cântare, nu-i veselie. Și ai venit la adunare să te bucuri că în casa ta nu-i așa, Dumnezeu vrea să ducă adunarea în casa ta. Dumnezeu vrea să ducă puterea de aici în casa ta. Dumnezeu vrea să facă în casa ta peraca, peraca, peraca binecuvântare. Aleluia, aleluia. Pentru că cel care face asta este Domnul. Pentru că cel care se luptă pentru tine de când a venit aici de la 5, 4 jumate, este Domnul. Lupta noastră este sortită eșecului. Tu poți să te lupți cu mintea ta. Te-ai luptat și până acum. De câte ori ai zis, nu mai fac, nu mai cad. Îmi închid cura, nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc de niciodată de rău pe conducător. Nu mai vorbesc niciodată de rău, frate și surorile. Nu te-ai putut opri. Pentru că lupta ta e a ta și cel care luptă pentru tine în această seară și se oferă e altcineva. Nu este un om, nu este un pastor. Este Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Tu știi ce te machine, da? Tu știi cu ce te rupi, da? Știi? Știi care e problema ta? Da, știi? La câțiva Dumnezeu ne-a descoperit în seara asta. Mai este loc în seara asta. Tu sunt să lucrezi în continuare. Tu sunt să atingă mai multe inimi. Dar oricum îți vorbește Domnul în momentele astea. Știi care este războiul tău? Războiul tău nu se rezolvă aici în seara asta. Războiul tău începe să se rezolve din seara asta. Dar tu trebuie să fii în continuare lipite de Duhul lui Dumnezeu. Lipite de Duhul lui Dumnezeu. În spaima sa, Iosafat a căutat fața Domnului și a ieșit în fața întregului popor și a găsit un poș și a spus, nu vă temeți, cel care este de partea noastră este Dumnezeu cel adevărat. Îmi spune în toată adunarea, amin, gloria. Deja am anticipat punctul 2. Trebuie întotdeauna să ne recunoaștem clar slăbiciunile pe care le avem în viețile noastre și să ne asumăm. Îți spuneam că o să revin la momentul ăsta grozav din domnia lui Iosafat. Cred că am mai spus odată la o anumită ordinare, cred că nu mai știu, câți dintre voi l-ați alege pastor pe Iosafat? Pentru că atunci când se alege un pastor sau un responsabil de biserică în ultimii ani, ăștia mai modern, spune, am trecut și prin și eu puțin prin furca asta. Cu ceva ani în urmă și mi-a zis, vrem să te aducem la biserică, dar tu ce viziune ai pentru biserica noastră? S-a adunat așa câțiva frățuci acolo și trebuia eu să stau în față, eram foarte tânăr atunci, trebuia să stau în fața lor, îmi tremurau picioarele, mi-am făcut eu o foaie cam ce vreau să fac în biserica dumnealor, cam așa, cred că la propriu bine spus, și am zis, aș vrea să mă ocup de tineret, că asta era pe inima mea, și vreau să fac asta, și vreau să fac asta, și
Deci, mai departe, care e viziunea ta? La un moment dat m-am blocat și am zis, n-am nicio viziune, nu mai știu ce să fac. M-au luat așa peste picior. Cam așa ați prezentați azi slujitorul uneori ca și niște oameni care trebuie să scoată o baghetă magică de aici și spune, bă, fraților, de azi totul e grozav. De azi biserica se merge strop. De azi sora X acolo. De azi fratele cu tare de la spate în față. Tu din față în spate. Și deodată vin cu niște viziuni extraordinar de șocante și provocatoare. Da, dacă ar veni cineva într-o biserică și când ai întreba și el ți-a numit Iosafat. Iosafat, ce viziune ai tu? Ce plan ai tu pentru momentul când ne atacă ăștia? Cum vezi tu că știrem biruința asta? Și el vine în fața poporului, drept în picioare și spune așa. Nu știu ce să fac, unu. Și doi, nu am nicio putere. Sunt fără nicio putere și nu știu ce să fac. Asta e viziunea mea. Ăsta sunt eu. Cristi dumneavoastră l-ați votat pe Iosafat păstor. Cât? Tu ce vrei să faci? Nu. Ce putere ai? Niciuna. Sunt fără putere în fața acestei mari mulțimi și nu știu ce să fac. Cât îi dați votul? Cât e votul cu lege dintr-o biserică un asemenea lider? Cât e votul cu lege un asemenea predicator? Cât iubiți un asemenea proroc care spune, bă, dar ce vrei să faci? Nu știu. Dar ce poți să faci? Nimic. Dar mai ai de spus ceva? Da. Ce? Ochii mei sunt treptați către ce? Aleluia! 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 Credeți-mă, foarte mulți lideri au spus multe lucruri, că vin cu lista în față și au zis mulți, bă, am votat un președinte, am votat un păstor, bă, dar să vină mă cu o listă, să zicem, ce viziune ai? Adam a suturat de cuvântul ăsta viziune, cred că și-a pierdut definitiv înțelesul, că stea merge biserica, că n-avem viziune. N-avem viziune, n-are cultul ăsta viziune, n-au pastorii viziune, n-au conducătorii viziune. Bă, nu mai știu, sigur unii au făcut glume și au zis, bă, altceva cu viziunea. Și nimeni n-are viziune. Bă, frații mei, nu trebuie viziune. Nu ne trebuie credință în Dumnezeu, că Dumnezeu are viziune. Dumnezeu știe foarte clar ce trebuie să fac eu, ce trebuie să faci tu, ce trebuie să facă biserica. A scris în Biblie ce trebuie, noi vrem să scoatem Biblia și să facem tot felul de adauzuri, tot felul de sucituri, tot felul de provocări, tot felul de nebunii, tot felul de etichete, tot felul de slogane, tot felul de afișe în biserice, biserica cu scopul ăsta, biserica cu scopul ăla. Și știți ca într-un final, să ne dăm seama că nu există o altă metodă decât pe cea pe care Domnul a lăsat-o în Biblie, cu ajutorul Duhului Sfânt să înmulțea, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt să înmulțea. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Știți care e cel mai greu lucru să-l faci în viața ta de fiecare dată ca să te poată folosi Dumnezeu? Să spui cuvântul ăsta, nu pot și nu știu. Ăsta e cel mai greu. Și pentru cântăreți, pentru toată lumea. Nu pot și nu știu. Ăsta trebuie să-l spui înainte să te ridici să predici. Ăsta trebuie să-l spui înainte de a face orice slujbă în numele Domnului. Nu știu și nu pot. Căci atunci când tu nu știi și nu poți, poate eu. Aleluia! Da? Când sunt slab, spune-ți toată adunare. Atunci, când nu știu eu și nu folosesc înțelepciunea vorbirii, știu eu. Când n-am venit la voi cu vorbe, ci cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Pentru că am vrut ca credința voastră să nu se așeze pe învățături și pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Spune-ți toată adunarea mea. Spune-ți toată adunarea mea. Păi știți de ce sunt șocat de Iosafat că zice că nu poate și nu știe? Pentru că în capitolul 17, două versete mai în spate, vă spun cum arăta omul ăsta la ora asta. Versetul 12. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. Să nu uitați asta. Că azi sunt o grămadă de slăbănoși care stau. Ăsta chiar era tare. Și el era slab. Azi sunt mulți slăbănoși care i-au auzit. Când i-au auzit cum vorbesc, una din lucrurile care m-a înspăimântat și în iarna asta în evanghelizările, care le-am putut urmări, am văzut o generație tânără de predicatori care cam 80% din predicile țin numai despre ei vorbesc. Numai despre școala lor, despre când făceam studiile mele post-liceale, post-universitare, când am scris o carte, când am scris o aia, când am făcut aia, când am mers eu, când am vorbit eu. Deci 80% vorbesc despre ei. Și după aia, pe final, cumva îl înghesuie și pe Dumnezeu ca să iasă seara bine și ca să dea biserica peste cap cu o poveste siropoasă de final și au zis, bă, l-o scos finalul. Păi noi am ajuns aici să manipulăm mințile oamenilor, să
scoatem finalul, să ne punem grade pe umeri, să am venit să proclamăm pe cel care poate ierta, pe cel care poate vindeca, pe cel care poate descoperi, pe cel care poate să trăiește puterea cu slava lui Dumnezeu, cu sinceritate inima, gloria lui Dumnezeu. Bă, fraților, măcar dacă n-avea cu ce să se laude! Bă, dacă ar fi capabil, măcar să fie cu adevărat niște filozofi, mă! Dacă tot a scris o carte, dacă tot a făcut o școală, bă, să rămână acolo gură cască! Dar nu rămân. Nici voi n-ați rămas. Bă, sunt în lumea laică, filozof și cărturar contemporan cu mine. Fleșul ăla. Bă, dacă vreau să-i ascult pe aia să zică niște cuvinte ale minții și aia, bă, dacă vreau să-l ascult pe Țuțea pe niște înregistrări, bă, ăla mă lasă gură cască, bă, om deștept, om cu întrebări. Dar noi suntem o generație care și ne credem deștepți, nu suntem? Nici nu suntem în mărire, nu suntem nici cum. Și știți că diavolul cred că râde cu gura până la urechi noi, cred că nu suntem nici vedete de muzică, sunt muzicanți cu adevărat, dar când îi vezi, să mă ierte toată lumea, îi vezi și pe cântărești și info, să-i stau și ce știu ei și cum să deodată să umflă în pene, ca ai cocoșă ea când strâși și fluier, încât zici voi așa când cânt am mucat păreții, dar nu cade nimic, lăsați-vă, veți de treabă. Deci atâta sunt de infosit și de fițoși, că dacă nu i-ai pus să cânte trei cântări și i-ai pus două, dacă nu au putut cânta ei și au cântat aia la alt, dacă nu a avut el în loc în seara aia, au plecat, bă, umflat aseară acasă, ca și vacile care merge la pășune. Bă, nimic, mă, am fost în stări prelungite, au plecat acasă supărat, mă, că nu-mi dat el în demn, mă, trebuia să dea el în demn. Pentru că toate astea arată o generație de oameni slabi care cred că sunt tari și nici măcar nu sunt tari. Bă, dacă am fi tari, am fi tari, măcar. Duhul Sfânt să se atingă de noi. Ia să ne revenim în seara asta. Ia să ne smerim în seara asta. Ia să avem curaj să spunem, bă, nu știu și nu pot și tu să poți. Aleluia! Aleluia! E la cea mai înaltă dreaptă de mărire. A zidit Iuda cetățile și cetăți pentru merinde. A strâns multă merinde în cetățile lui Iuda și avea în Ierusalim o ceată de oameni viteși ca ostași. Ia ascultați ce spuneți, ce scrie aici. Iată numărul lor după casele părinților lor. De Iuda, căpetenii peste 1000. Adna, căpetenia cu 300.000 de viteși. După el, Iohanan, căpetenia cu 280.000 de oameni. După el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase de bună voie Domnului, cu 200.000 de viteși. Din Beniamin, Eliada, om viteaz, cu 200.000 de oameni înarmați cu alt și scut. Da? Și după el, Zozabat, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Și aceștia sunt cei ce erau, aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de cei pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite a lui Iuda. Am făcut un calcul matematic, faceți-l și voi acasă și rezultă așa. 1.160.000 de oșteni avea. Aleluia! 1.160.000 de oameni înarmați. Că vine o veste. Amon cu ăla, cu ăla, îți la înghebi și înaintează împotriva ta. Dacă eram noi, cu viziunile noastre, începeam să râdem în ceastă. Auzi, mă, dar ei nu știu cine sunt eu. Am 1.160.000 de bărbați. Praf îi facem într-o oră. Vedeți? Când mă uit la Iosafat, îl iubesc din toată inima. Glorificat să fie numele Lui. Nu te baza pe puterea ta. Nu te baza pe inteligența ta. Nu te baza că tu ești cap de familie și tu știi să-ți conduci familia. Ai văzut cum ți-am condus-o, că ai băgat-o de atâtea ori în braștină. Ai băgat și nevasta ta în suferință și ai rănit inima de zeci de ori. Așa cât de pocăit bărbat ești tu, așa cum ești tu, trezește-te la realitate în seara asta. Trezește-te, Duhul Domnului vorbește. Nu te baza pe puterea ta. Nu te baza pe puterea ta, femeie! Că știi să te rogi și ai făcut o grămadă din milostenie. Nu te baza pe tine, tânără, că știi să faci și să treci. Nu te baza pe tine că ești inteligent și ești cel mai deștept din biserică, că ai citit 20 de cărți și ăștia la alta par n-au să citească 3 versete. Oprește-te în seara aceasta. Duhul Sfânt îl vorbește. Oprește-te, Duhul Sfânt îl vorbește. Că tu ești frumoasă și ești înaltă și o să știi să te măriți, e vai de viața ta dacă știi. E vai de viața dacă știi să însori. E vai de familia care știe să se conducă și să te descurce. E vai de biserica care știe ce să facă. Nu știm și nu putem. Amin.
E mai ușor să spui aleluia, e mai greu să știi, nu pot. Nu știu. Asta e cel mai greu, că asta înseamnă momentul când te lepezi de tine și te predai în mâna celui care poate de tine. Numele lui este Iisus Hristos. E în pace pe Domnul. Vreți să aveți biruință? Vreți? Vreți să adunați prânz după seara asta și după fiecare zi, încă 4 zile la rând să nu mai gătați cu victoriile care ți-o vedea Dumnezeu și nu mai știi ce să faci, ce poate să facă Dumnezeu în această seară. Nu-ți ignora adversarii, nu gândi superficial, și recunoaște-ți slăbiciunile și recunoaște că tu nu poți nimic și nu știi nimic. Singurul care poate și știe totul este Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa din când în când îmi deschid sertarul inimii mele în ce privește slujirea mea, că rest, în ce privește slăbiciunea mea, îl deschid foarte des. Și mi-l deschid aici pentru că este o atmosferă de prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că eu mi-am făcut un obicei bun biblic. De fiecare dată, cum e șerții când mai uit sau mă ia valul lui Dumnezeu și intru direct în slujbă sau așa deodată, când eu fac o rugăciune înainte de fiecare slujire care fac și spun, Doamne, eu sunt un nimic, eu sunt un zero. Eu sunt Doamne Sam, eu sunt, tu știi unde m-ai luat, tu știi unde m-am născut și spun Dumnezeu toată povestea mea. Eu știi cine au fost părinții mei, eu știu oameni bătrâni, slabi, eu am trăit prin Dumnezeu, am venit. Doamne, eu n-am mai, n-am făcut aia. Doamne, mă tot întreb ce caut eu aici, de ce sunt aici, de ce mă iubesc oamenii, de ce eu vreau să mă invite, de ce sunt eu aici la ciuta în seara asta, de ce mi-ai dat mașină, de ce ai mai călăuzit, Doamne. Eu nu înțeleg nimic, eu sunt nimic, Doamne, tu știi. Și depăn toate slăbiciunile din viața mea și toate punctele mele slabe, le văd așa, nu trebuie mult. Îți trebuie doar 2-3 minute și vezi câte nebunii ai făcut și cât de slăbănog ești, ce ești capabil să faci împotriva lui Dumnezeu și toate astea mă ajută și îmi dau seama că eu sunt un zero bagat. Și dacă eu mă ridic, este că numai harul lui Dumnezeu mă poate ține în picioare. Dacă se poate întâmpla ceva bun în seara aia, singurul care poate să facă un lucru bun în viața mea și a ta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 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 Ori de câte ori reușesc o slujire bună, în care oamenii sunt atinși și eu sunt atinși și schimbat, întotdeauna a lucrat Dumnezeu. Ori de câte ori am avut un eșec în predică și în tot ce am făcut, de fiecare dată eu am fost la cărus. Asta pot eu, să fac ceva aiurea, să nu iasă nimic. În rest, nu pot să fac nimic rozav. Am făcut și am spus multe lucruri de care mi este rușine. Așa a ieșit în seara asta. Nu te da o altă persoană. Dar când ai început să faci lucruri bune, toate au aparținut celui care este bun și numele lui este bun. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă tu, domnișoară, spui în seara asta, nu știu, Doamne, să mă descurc, nu știu, Doamne, să mă binecuvântez singură, nu știu, Doamne, cum să-mi duc familia înainte, nu știu, Doamne, nu sunt capabil să-mi conduc familia, dar știi, Doamne, eu nu știu și nu pot, dar pot să spun la al treilea cuvânt, ochii mei sunt îndreptați spre tine, Doamne. Dumnezeu știe și Dumnezeu poate. Dumnezeu știe și Dumnezeu poate. Binecuvântat să fie Domnul. Eu însu mi-a spus, Fabio, când am venit la voi, am venit slab și pun plin de cutremur. Cine? Apostolul Pavel. Păi, fraților, noi ne punem pe picior de egal cu Apostolul Pavel, n-avem șanse. Și el spune, când am venit la voi, am venit slab. Unii atâta îndrăzneală au de la ei, încât te șochează. Și omul ăsta vine și spune, am venit la voi, el care a zburat până la treilea cer, dar ce-ți mai fost careva de aici pe acolo, să-ți umblați? N-ați fost, da? Voi ați auzit direct pe Iisus Hristos, cum l-am trimit el să drumul Damascului? Nu, noi am crezut în cuvântul Domnului și am avut și noi experiența, nu ne putem pune alături de el. Și totul ce spune, am venit slab și plin de cutremur, plin de frică, zis el. Pentru că am vrut între voi să știe doar un singur nom. Numele Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Doamne! Binecuvântat să fie Doamne! Binecuvântat să fie Doamne! Vrei în casa ta să fie pe raca din seara asta? Amin! Aleluia! Un al treilea lucru care vreau să vă spun în seara asta. Uite, de aia e pocăința foarte frumoasă, grozat de frumoasă. Că în al treilea rând Domnul îți spune și spune lui Iosafat, Iosafat, e bine ce ai făcut, că n-ai ignorat și avea 1.160.000 de oșteni, dar știu că eu sunt Domnul tău.
Iosafat e grozav că ai spus că nu știi și nu poți. Că acum vreau să spun ceva. Du-te, spune în fața întregului popor că așa vorbește Domnul. Lasă poporul să vorbească. Așa vă nu vă temeți. Pentru că dacă voi nu puteți și nu știți, și dacă voi recunoașteți că sunteți slabi și adversarii nu stați cu mâinile în buzunar să zâmbiți, să stați la plajă în timp ce vă atacă și vreți să intrați în război în numele meu, aș vrea să vă spun astăzi, vă spun că viața voastră cu mine este o viață de obiecte. Spuneți amin. Amin. Dumnezeu se luptă pentru voi. Amin. Domnul însuși. Dar noi ce se face? Păi vă suiți pe înălțime. Aleluia. Și vă așezați. Aleluia. Știți când ești obosit, te așezi. Și acum toate veștile nu indică să te așezi. Ăia vin spre tine și tu stai așezat așa, ce faci? Vin dușmanii, dar ce faci? Stau așezat. Dar de ce stai acum așezat? Pentru că o vorbi Domnul. El ți-a luat astăzi pentru noi. Odihna nu vine prin puterea ta. Odihna nu vine prin inteligența ta. De asta suntem noi tulburați prin biserici. Pentru că noi ne bazăm pe noi și când noi facem, totul tulburăm, tot ce e bine stricăm. Dar când vine Dumnezeu și noi ne predăm în mâna Lui, Dumnezeu ne spune după aia, stați și așezați-vă și odihniți-vă, voi toți cei trudiți și împovorați veniți la mine și eu ce să vă dau? Spuneți toată Domnului, o să vă dau o timp în sufletelor voastre și spune din toată inima glorie Domnului. În lume veți avea necazuri, dar să știți, stați liniștiți, eu Domnul am biruit lumea cu toate necazurile lui. Spuneți toată adunarea, glorie Domnului! Glorie Domnului! Așezați-vă, cum să ne așezăm, Doamne? În liniștea credinței. Amin. Veți vedea cum eu, Domnul, intru în vale mâine. Și eu lucrez cu puterea mea. Binecuvântat să fie numele meu. Amin. Ești într-un război. Suntem într-un război. Dar cel care este biruitor la luptă este Iisus Hristos. Aleluia! O, Duhul lui Dumnezeu este prezent. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul descoperă prin Duhul Sfânt, care sunt foarte multe întulburate. Care sunteți în pocăință, dar care nu vă odihniți și nu aveți liniște. Pentru Domnul Dumnezeu, pentru băiatul tău, pentru fiica ta, voi să stați în prezența lui Dumnezeu cu fiii și cu pruncii voștri. Că cel care luptă în valea asta urâtă, plină de demon și de atacurile moabiților și a tuturor, este Dumnezeu cel viteaz. Este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu cel vii. El va lupta pentru casa ta, pentru viața ta, pentru viitorul tău partener de viață, pentru pâinea de pe masă, pentru apă, pentru sănătatea ta. Cel care luptă în vale este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu! Ce se întâmplă cu noi în ultimii ani? Păi eu umblu mult prin biserică. Biserice păsate. O, ce am și aleluia, am trăit aici de la 5, va trebui să mă duc am în, nu vreau să exagerez, vreo 20-30 de biserici, ca de la tăte să atunci să bag în geanta mea câte un an și câte un aleluia, ca să vă pot echilibra cu voi de aici în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cei care m-ați auzit, eu trag de ei, eu îi întorc pe toate părțile. Dacă mă duc acolo și văd cât de betonați, să știți că eu sunt pierdut. Mă uit pe fetele lor și aș vrea să văd cântarea strălucesc fețele. Și văd numai murături acolo, la borcan. Strălucesc fețele, cântă adunarea. Cerul nu mai poate să oprește cerul din mișcare, că vrea să vadă cântarea, dar când se uită Dumnezeu și cerul la bisericile noastre, să tot duce mai departe, să tot duc, că n-au ce să vadă. Dar ca să fie veselie pe fetele noastre, trebuie să avem liniște în inimile noastre. Ca să fie amin și aleluia, trebuie să pornească în inimile. N-ai nevoie de o armată de cântăresc, că tot îi pun băi, lasă pe aia, îi pune pe aia, îl pacă cântarea asta, pacă aia! Păi am văzut conducători disperați de biserică, ce bagă cântarea, bagă aia să-i trezească, bagă aia. Frate Gabi, băgăm 3 cântări, am să-i trezească, pot să băgați 300 cântări. Vă știa nimeni trezească și numai un singur care poate trezi Duhul Sfântului Dumnezeu. Și dacă ei pot, dar în general nu pot. Pentru că oameni vin la biserică, nu să fie în întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu sunt prieteni de-a mea odată, pentru că e tulburi de fiecare dată când pe aia îi t-ai înțeles? E simpatic. Tu ai înțeles? Eu am venit la adunare să mă liniștesc. Și când vin la adunare, tu
mă tulbur, că spui nu-ți bine, nu-ți bine, nu-ți bine. Și eu chiar nu-ți bine și mi-aduc aminte că nu-ți bine și s-a dus toată liniștea. Vreau să știți când vin la biserică să se liniștească cu vola dumneavoastră? De-aia nu vor să vorbească Dumnezeu, că Dumnezeu e tulbură. M-am zis într-o convenție în America, acum un an sau acum 2 ani de zile, că vindecarea se află numai în tulburare. Că toți de la Bethesda nu se ruga nimeni să fie liniște. Doamne, vină cu tulburarea. Când era liniște, Doamne, vină cu ungerul să tulbure apa, că numai în tulburare e vindecarea. Aleluia! Și eu am zis, Doamne, tulbură-ne ca să fim vindecați. Să vă tulbure Dumnezeu în fiecare dată liniștea asta pasivă, nu dumnezeiască. Să tulbure liniștea asta și atipirea asta din sufletele noastre să trezească Dumnezeu adunării. Să trezească Dumnezeu România, să trezească Dumnezeu biserică, să rupă Dumnezeu formalismul. Amin! Amin! Și să vorbească Dumnezeu în adunare. Aleluia! Este de sânge! Elisă! Elisă! Sfântul Elisă! Elisă! Nu mai pot să poate
Astăzi cred că-și Dumnezeu, astăzi cred că-și Dumnezeu ne vindecă. Frații m-au zis că atunci când termin predica, să ne rugăm pentru bolnavi, dar să știți că eu am terminat predica, că să ne rugăm pentru cei bolnavi. Finalul predicii ăsta, noi toți liniștiți, așezați în odihna credinței. Ne uităm și cineva se luptă în vară. Să știți că noi de multe ori am vrea să luăm locul lui Dumnezeu și să fim niște regizori. Eu sunt unul dintre ei care de multe ori am regizat, eu am regizat și construiam filme, cum ies eu din problema asta. Și voi ați regizat, stați liniște. Cum fac, cum mai? Eu eram regizor. Noi niciodată nu trebuie să fim regizori. Cel care regizează o bătălie, care e și regizor și actor, este Iisus Hristos.
De data asta, regia lui Dumnezeu a fost să-i pună să se bată între ei. S-au bătut între ei până s-au măcelărit, iar mie mi-a spus Doamnul, așează-te în odihna credinței, întinde scapul peste răzău și uite-te în vale. Ce vezi? Toți erau cu fața la pământ, toți dușmanii erau jos și toți erau morți. Nici măcar unul n-a scăpat. Pentru că atunci lucra de Dumnezeu, lucrările sunt desăvârșite. Desăvârșite. Dumnezeu să aducă biruință în orice inimă. În orice inimă. Amin. Și acum trebuie doar, asta este o poveste foarte frumoasă a pocăinței, să te duci în odihna credinței și să culegi prada. Bă, nu poți să culegi într-o zi. Și-a doar. Și-a treia. Și în a patra zi te ridici triumfător și zici, Beraca, binecuvântare. Spune-mi toți aleluia. Aleluia! Dar să ții minte, când adun prăzire, să nu uiți niciodată. Căci prada n-ai câștigat totul. El este. Dacă vezi copilul că se pocăiește, nu-i mâna ta. În urmă cu 3 săptămâni, am plecat în Italia la conferință și în biserica unde slujesc s-a pornit așa o ploaie frumoasă de primăvară cu rugăciune, cu botezul, cu Duhul Sfânt. Și eu aveam o dorință din inima mea pe care Dumnezeu știa bine și nevastă mea că următorul nostru copil, al doilea, Robert, are 16 ani, el s-a botezat anul trecut, că așa a dorit și îmi doream foarte mult să fie botezat cu Duhul Sfânt. Dar cetate irresponsabil și eu când e stărință trebuie să plec în Italia, m-am simțit puțin așa și soția m-a ajutat un pic și zis, acum e stărință, trebuie să stai și tu aici lângă Robert, pentru că, vedeți, eu la mulți am dat sfaturi, nu? Și m-am rugat pentru mulți și pentru copiii multora, dar vreau să vă spun ceva care nu înțeleg. Cât ești tu de pastor și de experiență și ai văzut atâtea și știi ce poate Dumnezeu, știți că acolo în creierul copilului tău nu poți să intri, chiar dacă ești mare slujitor, nu poți. Există acolo o rotiță care nu o poți învârti. Am vrut să o învârt în ultimii 3 ani de nu știu câte sute de ori. Mi-am băgat mâna, am crezut eu până în capul și când se o învârt, spune, lasă tate, nu te băga, lasă tu. Ei, vremea mea vine, vine, vine. Și eu tot vreau să vină. Nu făcea nimic, nu-i plăcea prea mult să se roage. Vorbeam acolo cu mulți frații de la balcon, că în timp ce se ruga biserica, mai să merge Dumnezeu mai deschid în biserică unde slujesc ochii, și îl vedeam că era destul de absent. Și îmi plăcea, eu știa cât iubesc rugăciunea și spuneam, ziceam acasă, ai roagă, dai, nu mă băga la rugăciune, las că vine timpul meu. Și acum am zis, Doamne, eu mă duc pentru tine în Italia, eu puteam să stau acasă, să pun și eu umărul acolo la carul ăsta. Poate că se întâmplă minunea asta, că am zis lui Dumnezeu, fă-mă asta și-mi vorbise Duhul Sfânt cu vreo lună în inimă. Să știi, fă asta, fă asta, fă asta și dorința din inima ta, eu, Domnul, ți-o voi împlini. Și m-am dus spre Italia și am zis, Doamne, mă duc cu toată inima, dar te rog, fă în timp ce sunt acolo, când mă duce seara de la ultima sesiune, sunt mult și odată pe amărâtul ăla de telefon, pe care mă uit pentru atâtea vești de la alții și întrebări, să văd și odată când trimite băiatul meu un mesaj și scrie, am primit Duhul Sfânt. Și prima seară m-am uitat pe WhatsApp și nu era nimic. L-am întrebat ce faci, destul de bine mi-a răspuns, știi cum tinerii de azi, nu vorbesc mult cu tine. Vorbesc ei cu alții. Și mi-a răspuns așa cum făcea eu în general. Și a doua seară nici n-am mai avut curaj prea mult, dar am zis totuși înainte să eram frân de obosit după rugăciune acolo și oamenii m-au asaltat cu multe probleme. M-am dus și m-am întins de Pașcă, am luat telefonul, am văzut pe WhatsApp Robi și când am descris prima frază, am primit, eu scriu pe bucăți, nu scriu dintr-o dată, după aceea scris, am primit Duhul Sfânt. Și mi-a scris, te iubesc, tată. Am fost foarte fericit. Pentru că niciodată o pradă nu e a ta. Chiar dacă prada se numește Robert, chiar dacă prada se numește soțul tău, fata ta, niciodată prada nu e a ta. Tu te duci o ei, pentru cel care câștigă biruința, cel care s-a luptat în val, pentru fiii voștri și pentru fiicele voastre, este Domnul. Este Domnul. Și asta e grozav. Asta am spus multor slujitori, mai tineri decât mine. S-a dezgrijit, așa seara m-a spus, era niște cântăreți în biserică.
să aveți grijă de cea mare povară este atunci când reușești. Pentru că atunci când reușești, ai impresia de multe ori că tu ai reușit. Și Domnul Iisus Hristos a spus, când aveți succes, eu vreau să aveți succes, că v-am dat toată puterea să călcați pe șerpi, pe scorpi și pe toată puterea întunericului. Dar să nu uitați niciodată, eu v-am dat puterea. Voi să nu vă bucurați de succes, pentru că succesul nu e al vostru. Biruințele sunt ale lui Dumnezeu. A spus Domnul Luca 10, mai bine bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Lăudați-o pe Domnul. Lăudați-o pe Domnul. Lăudați-o pe Domnul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Domnul a țesut seara asta într-un chip uimitor, că nu mai știe să rețeze. Și Duhul Sfânt a vorbit la câteva persoane, am auzit și ei, ai spus de câte ori, nu mai pot. Vezi, atunci vine Dumnezeu. N-ai mai putut. Pentru și eu, Safat, a zis, nu mai pot și nu știu. Și Domnul a fost prezent. Glorificat să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte de un om care a scris multe cărți și care își povestea istoria slujirii lui, a făcut foarte multe școală, a luat o biserică în America și a avut foarte multă viziune, cum am spus mai devreme, să facă mari lucruri și a pus în practică toate teoriile care le-a învățat mulți ani pe băncile școlii și toate au ieșuat una după alta. Tot a fost un eșec. Într-un final a intrat într-o depresie foarte puternică, într-o seară plâns și a spus, astăzi e seara când renunț, a adunat totul, s-a dus într-o cameră, s-a închis și a spus lui Dumnezeu, contractul meu cu tine, Doamne, se încheie aici, pentru că îmi dau seama că nu sunt pentru asta, că nu pot să fac asta. De câțiva ani mă lupt, toate sunt un eșec, lumea râde de mine, eu sunt pentru nevastă, mi-a o pricină, cred că de cădere și de potignire, astăzi abandonez, Doamne, ne strânge mâna ca doi gentlemen, ne îmbrățișăm și te rog să-ți cauți pe cineva pentru că eu nu mai știu ce să fac și nu mai am nicio putere să mai fac nimic. Și ce când am spus ultimul cuvânt, am auzit glasul Dumnezeu în camera mea. Și a spus, Ric, de ani de zile aștept să faci asta. De ani de aștept să te dai la o parte ca să intri în scenă. Toată scena a fost ocupată de tine de ani de zile. Peste tot erai tu, în birou erai tu, dincolo erai tu. Am așteptat ziua când să renunț, să abandonez, pentru că astăzi intru în lucrarea ta, astăzi intru în slujirea ta. În câțiva ani de zile au avut mii de oameni care îți stau la Dumnezeu. Astăzi are una din cele mai puternici biserici din America, pentru că atunci când tu poți, nu poți și nu știi, Dumnezeu vine și poate El, atunci El este în casa ta, în viața ta, tu doar te bucuri de odihnă credinței și culești prăzile, culești prăzile, culești prăzile. Și ce inițiala asta, pradă, dar știi cine a câștigat bătălia? Iisus Hristos. Iisus Hristos, Domnul! Și ce frumos cu Dumnezeu, că după ce El a câștigat bătălia aici în vale, să se produceți-vă voi și pripăiți victoria. Mergeți voi și luați de pe aia morți, vanourile și tot ce e acolo. Eu vi-am pus jos, dar bucurați-vă voi de fiecare lucru. Binecuvântați să fie numele Domnului. De-aia e frumos că pocăiești. Să stai de bine, Dumnezeu. Dumnezeu este o mare să treacă istoria prin tine. Te bucur de minunea lui Dumnezeu, din Sfântul Dumnezeu. El le face și tu te bucur de El. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Asta-i Dumnezeu! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Dacă s-a întâmplat ceva în seara asta, victoria e a Lui! Dar mă lasă să mă bucure. Și să trec vesel spre casă. În timpul următor eu voi pleca ca am 3 ore până acasă. Mâine am alte lucruri de făcut. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să atingă de bolnavi, de bolnavi. Dumnezeu să facă semne și minuni. Dumnezeu să se încununeze seara asta cu istorie lui. Glorificat să fie Domnul. Să se aducă vestea în lung și în lat. Că aici este degetul Dumnezeu. I-am spus în ultima vreme, oamenii ăștia de afară care noi credem că au nevoie de inteligența noastră și de ca să vină la Domnul, ne înșelăm. Ei sunt sătui de asta. Ei vor să vadă puterea lui Dumnezeu. Oamenii de afară vor să vadă puterea lui Dumnezeu. Nu credeți? Ortodoxii vor să vadă puterea lui Dumnezeu. Nu credeți? Lasă, ce crezi că vor să ducă acolo 1 milion la Sfânta Paraschiva? Și de ce? Pentru că vor minuni. De ce să duc la Arsenie Boca acolo? Și de ce? Pentru că vor puterea lui Dumnezeu. Nu știu pe unde s-o calc. Păi dacă voi nu arătați puterea lui Dumnezeu, dacă mie nu-i puterea lui Dumnezeu, dacă nu sunt un Ilie care atunci când mă rog coboară focul, atunci unde vreți să merg? Merg după prorocul lui Bal și el până aiurez să stau acolo degeaba. Oamenii vor să vadă puterea lui Dumnezeu. Să o vadă Dumnezeu în viața noastră.
s-o facă Dumnezeu în casa voastră, s-o facă Dumnezeu în biserica ta, s-o facă Dumnezeu în predicator, în interes, să se vadă puterea lui Dumnezeu! Că se putem să adunăm și noi preț. Să putem să avem motive să punem pe ei că este mare Dumnezeu! Mare Dumnezeu! Mare Dumnezeu! Și de ce mai nu lăudăm pe Dumnezeu? Că n-avem de ce. Pentru atunci când te duci și vezi pe ăla morții, cine l-a omorât? Tu? Nu, eu Dumnezeu, eu bătut de-o lasă. Aleluia! Când iei prăzile și le câștigi, întotdeauna vezi degetul lui Dumnezeu. Și trebuie să vezi în fiecare zi degetul lui Dumnezeu. În fiecare zi să vezi gloria lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați cu cei care vreți rugăciune pentru cauze de natură, boală fizică, să veniți aici în față, frații vor face ungere cu un delem, ne vor ruga pe Dumnezeu să dea vindecare în timpul să cântăm o cântare care aveți la îndemână în sensul acesta și să veniți aici cu toată libertatea și cu toată credința. Nu noi vindecăm, cel care vindecă este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul și să credeți că ceea ce cereți și primiți. Amin.